Pentru permisul de port armă, legea pune condiții stricte. Candidații trebuie să urmeze cursuri teoretice și practice, iar la final să dea examene deloc simple. În plus, cei care vor să țină o armă letală în mână trebuie să aibă sănătatea de fier și nervii de oțel. Poziția este în felul următor. Veți trage cu ambele mâini pe pistol. Varianta cea mai simplă este, da, o să trec la fiecare să vă arăt, degetul arătător în permanență în prelungirea și deasupra gâzii trăgaciul. Nu țineți aici că poate să încute în eroare și poate să scape foarte ușor. Asta este poziția. Olaf Bogio este instructor în poligonul de trageri și ține cursuri pentru cei care doresc să obțină un permis port armă. Cursuri deloc ușoare și destul de stricte. Cursul la care noi astăzi sunteți prezenți în momentul de față este cursul de bază pe linie de arme și muniții. Este un curs cu o durată de 80 de ore pe care îl face firma noastră, în urma căreia există un examen teoretic și unul practic, care constă efectiv într-o tragere. În urma căreia, bineînțeles, oamenii vor primi o hârtie, vor primi o diplomă că au participat la acest curs și cu această hârtie pot merge mai departe în procedurile de obținere a unei arme în funcție de vari tipuri. Care sunt criteriile prin care elevii pot obține permisul de port armă? Un cazier curat, adeverință medicală, adeverință psihologică, copie după buletin, copie după certificatul de naștere. Atâta timp cât nu există pedepse cu executare și un cazier curat, nu ar trebui să existe niciun fel de problemă. În prezent, foarte mulți mehedințeni de vârste diferite sunt dornici să obțină un permis pentru tragere cu o armă care poate fi letală. Aceștia participă interesați atât la cursuri teoretice cât și la cele practice. Ce v-a determinat să vă înscrieți la acest curs? Practic, tatăl meu este vânător și m-ar încânta foarte mult să devin și un membru vânător. Fiind silvicultor o viață întreagă, am cărnet de vânătoare din 1990 și îmi trebuia cursul ăsta care este obligatoriu în momentul de față. Și că să-mi continui activitatea de vânător, am venit să-mi fac cursul și să-mi continui activitatea. Tot pentru vânătoare am nevoie practic de acest curs. Pentru înscrierea la acest curs este obligatoriu un set de documente la poliție. Din dosar nu trebuie să lipsească fișa medicală, avizul psihologic și cazierul.